În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iar Iisus, privind în sus, a strigat către Zaheu: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Preacucernici, părinți iubiți credincioși, ne aflăm în duminica 32-a după marele praznic al pogorârii Sfântului Duh, zi în care am ascultat pericopa evanghelică de la Luca, capitolul 19, care ne relatează alt fapt minunat, altă minune săvârșită de către Mântuitorul Hristos. Poate s-ar aștepta cineva să audă despre o tămăduire a vreunei boli sau de vreo înviere din morți. Dar trebuie să înțelegem că tămăduirea sufletească este mai importantă decât tămăduirea trupească, pentru că astăzi Mântuitorul Hristos a tămăduit sufletul cel iubitor de arginți al lui Zaheu Vameșul. Și mai importantă este tămăduirea sufletească decât cea trupească, precum este mai important sufletul decât trupul. Și dacă privim la minunile pe care le-a săvârșit Hristos, totdeauna Mântuitorul a cercetat credința omului înainte să-l tămăduiască trupește. Deci s-a îngrijit mai întâi de tămăduirea sufletească, care este mult mai importantă, și apoi de tămăduirea trupească. Putem spune că tămăduirea sufletească premerge tămăduirea trupească. Dar astăzi, concret, noi am asistat cum Zaheu Vameșul s-a tămăduit sufletește. Convertirea lui Zaheu Vameșul sau întoarcerea lui la Hristos, schimbarea radicală a vieții lui, care este mai importantă decât o tămăduire trupească. Nu ne spune Sfânta Evanghelică că ar suferi de ceva, de vreo boală trupească. Ne spune Sfânta Evanghelie că Mântuitorul Hristos, în drum către Ierusalim, în ultima sa călătorie către Ierusalim, trece prin Ierihon. Și tămăduind la marginea cetății pe orbul Bartimeu, a înaintat în cetate un anume Zaheu Vameșul, care avea conștiința încărcată de multe păcate, probabil că a auzit de această minune și de alte fapte minunate pe care le-a săvârșit Hristos, a dorit cu orice chip să-l vadă, dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulțimii. Ce a gândit el? Să se urce într-un pom, într-un sicomor, pe unde gândea el că avea să treacă Hristos. Iar Hristos, fără să discute cu el în prealabil, fără să-l întrebe, știa și numele lui, că Dumnezeu este atotștiutor, în atotștiința sa, Mântuitorul a strigat pe nume: Zahee, coboară-te, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Mulțimile au început să murmure, cum acesta să meargă să găzduiască la un om păcătos? Dar Mântuitorul s-a ținut de cuvânt și a fost primit de către Zaheu în casa lui, i-a făcut o spăs mare Mântuitorului, și la masă de față cu Mântuitorul și cu toți ceilalți, și vă dați seama câtă mulțime era în curtea Vameșului, a rostit de față cu toți: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Mântuitorul Hristos pe dată: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiul lui Avram, că și fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. De mai mulți bogați avem cunoștință în Evanghelia după Luca, fie că vorbim de tânărul bogat care atunci când a auzit că trebuie să-și împartă avuția săracilor și să-L urmeze pe Mântuitor, a plecat fără să se mai uite înapoi. Sau dacă vorbim de bogatul nemilostiv care nici cu fărmiturile care cădeau de la masa lui nu s-a gândit să-L ospăteze pe săracul Lazar, plin de boli, bube și de suferință, la poartă aștepta acest lucru. Este menționat singurul bogat din Evanghelia după Luca, Zaheu Vameșul, care s-a mântuit. Când l-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos, s-a mântuit, pentru că și-a dorit această mântuire, a fost interesat de Hristos. Când l-a văzut, a vrut de grabă să-L urmeze și astfel Mântuitorul Iisus Hristos l-a tămăduit sufletește. Dar cine era acest Zaheu Vameșul? Era mai marele vameșilor din Ierihon. Categoria aceasta socială a vameșilor era foarte detestată în poporul lui Israel. De ce? Pentru că erau în slujba păgânilor romani și se știa cât de nedrepți, cât de ticăloși, cât de mincinoși și hoți erau, pentru că strângeau dările și erau socotiți chiar trădători, pentru că și-au trădat cu naționalii săi și caută să adune cât mai multe biruri din partea poporului să-i mulțumească pe romanii păgâni cotropitori. Chiar li se dădea mână liberă din partea romanilor. De ce? Pentru că aveau înțelegere cu romanii ca
mă rog, înțelegere, poate pe un an, poate pe mai mulți ani, să dea o sumă de bani statului în schimbul libertăților de a face absolut orice. Și vă dați seama la câte nelegiuiri să dădeau acești vameși, pentru că pustiau casele văduvelor, are orfanilor, bolnavilor și nevoiașilor, să-și adune cât mai mulți bani, să se achite stăpânirii romane, ba mai mult decât atât să le rămână și lor. Și era vorba aceasta în popor despre oameni nelegiuiți sau hoți sau mincinoși, precum spune Scriptura, să-ți fie ție păgân și vameși. Așa erau socotiți vameșii, pentru că așa cum se întâmplă și astăzi, trăgeau pe cele mai defavorizate categorii sociale, cele mai neajutorate, cele mai lipsite de apărare, cu scopul lor bine precis, și anume de a câștiga cât mai mulți bani. Vameșul Zaheu era mai marele vameșilor, de vă dați seama că patrona nelegiuirile în cetatea Ierihonului. Câte nelegiuiri nu făcea, impunea suprataxe și era în slujba romanilor și nu cuteza să adune cât mai multe averi pentru el. Era aproape cel mai înstărit om din Ierihon, bogat, putre de bogat, dar această bogăție nu l-a încălzit cu nimic sufletește. Deși era bogat, era neliniștit. Deși era bogat, era neîmplinit. Nu-și găsise liniștea. Când s-a întâlnit cu Hristos, s-a mântuit. A binecumpănit lucrurile, dacă pot să spun așa, spunându-i Mântuitorului: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. A făcut o mărturisire publică în care și-a dat pe față conștiința lui care l-a păsa. Avea o conștiință împovărată, dar nu o conștiință ticoloasă, ci o conștiință pe care îl aștepta cu orice tip să se elibereze de această mare povară pe conștiința sa. Și a fost un fapt și un moment binevenit, căci Mântuitorul, fiind de față, a primit pocăința lui, precum veți vedea, și i-a spus: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. El singur și-a dezvăluit viața lui păcătoasă. Nu l-a silit Mântuitorul în vreun fel, nu l-a determinat Mântuitorul Hristos în vreun fel, bine, poate prezența Mântuitorului, iar el singur și-a mărturisit păcatele, singur și-a luat canon și singur a trecut la o pocăință adevărată în fapte, fapt pentru care Dumnezeu l-a iertat de toate nelegiurile și potrogările pe care le-a făcut în acea cetate. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost îndelung răbdător, iubitor, a avut acea bunătate și acea disponibilitate de a fi lângă Zaheu Vameșul și astfel Zaheu Vameșul s-a mântuit. Și bunătatea lui Dumnezeu, și îndurarea lui Dumnezeu, și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, dar și dorința lui Zaheu Vameșul a fost aceea de a se mântui, de a câștiga mântuirea. Putem spune că tămăduirea sa sufletească echivalează cu înviere din morți, pentru că s-a ridicat din mormântul patimii iubirii de arginți și averilor pe care le avea cu prisosință, dar nu avea conștiința împăcată. De ce? Că nu l-avea pe Dumnezeu în inimă. Când l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a mântuit. Multe înțelesuri duhovnicești ne oferă Sfânta Evanghelie de astăzi. Eu mă mărginesc ca să puntez doar câteva, și anume, pornind de la cuvântul Mântuitorului care spune: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Trebuie să înțelege că nu numai Zaheu Vameșul era chemat la mântuire, toți sunt chemați la mântuire, toate popoarele sunt chemate la mântuire. Noi creștinii suntem chemați cu o chemare specială la mântuire, de a ne mântui și a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Și când anume trebuie să purcedem în căutarea mântuirii? Păi ne spune Hristos: astăzi. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Când trebuie să facem pocăință? Astăzi. Când trebuie să ne întoarcem la Hristos? Astăzi. Când trebuie să ne întâlnim cu Hristos Mântuitorul? Astăzi, mai ales în zi de duminică, când Hristos se jertfește în sfânta și dumnezeiască liturghie. În ortodoxie, cuvântul astăzi acum este cuvântul de, ca o normă, cuvântul de ordine. Pentru că gândim noi la diseară, la noapte, mâine, poi mâine, când va veni postul, sau poate că suntem tineri, la bătrânețe, atunci să ne apropiem de Hristos. Păi suntem noi conștienți și siguri că ne apucă seara, că mai trăim până la noapte, sau până mâine, sau până poi mâine, sau până la anul. Nu putem ști.
De aceea, când trebuie să facem pocăință, să ne întoarcem la Hristos, astăzi, în acest moment, cum a făcut Zacheu vameșul, coboară-te, Zachei, că trebuie să rămân în casa ta. A coborât Zacheu, l-a primit în casa sa și s-a mântuit. Așa trebuie să înțelegem lucrurile. În altă ordine de idei, trebuie să ne dăm seama că nimeni nu este silit să câștige mântuirea. Mântuitorul nu silește pe nimeni la mântuire, n-a alergat pe nimeni Mântuitorul ca să-l mântuiască cu deasila. Și vameșul Zacheu și-a dorit mântuirea, a căutat-o și a găsit-o, precum Mântuitorul spune, bate și vi se va deschide, căutați și veți afla. Așa a făcut și Zacheu vameșul și a dobândit mântuirea. Nu i-a impus Mântuitorul mântuirea cu deasila, dar observăm un comportamentul lui, o eleganță în comportament, pentru că a înțeles cum să se raporteze la Mântuitorul Iisus Hristos, etalon în ceea ce privește bunătate, moralitate, deplinătatea tuturor perfecțiunilor. Și a făcut acea mărturisire publică prin care s-a smerit și a recunoscut trecutul său și a pus început bun pentru mântuirea lui. Putem spune că în câteva cuvinte, o frază cât a rostit, a parcurs toate cele trei etape ale pocăinței, pentru că trebuie să fim conștienți că Dumnezeu pe toți este răbdător cu toți dintre noi, pe toți ne așteaptă, pe toți ne-a chemat la mântuire, pe toți vrea să ne ierte. Dar nu ne poate mântui decât atunci când suntem în stare de pocăință. Pocăința este o condiție sine qua non pentru a putea dobândi împărăția lui Dumnezeu și a ne mântui. Iar vameșul Zacheu ce a făcut? S-a judecat pe sine și a luat canon și a trecut la pocăință. În primul rând, prima treaptă a pocăinței, care este conștientiza starea de păcat în care se află, apoi a luat hotărârea de a urma lui Hristos, sau cum spunem noi, început bun, a pune început bun mântuirii, și apoi lucrarea faptelor sale, pentru că a spus Mântuitorului că va dona jumate din averea lui și dacă a nedreptățit pe cineva împătrit, îi va da. Dar Constituțiile Apostolice ne relevă faptul că el în cele din urmă și-a donat întreaga sa avere. Când l-a cunoscut pe Hristos, dorul lui pentru Hristos a făcut să se lepede de toate averile sale. Pe toate le-a donat, se spune că a urmat Sfântului Apostol Petru, pe care l-a urmat în câteva călătorii misionare, ba mai mult decât atât, a intrat în rândul ucenicilor Mântuitorului Hristos, grupul extins al Mântuitorului Hristos, a ucenicilor Mântuitorului, în număr de 70, căci grupul restrâns erau cei 12 apostoli. Grupul extins este cel de 70 de ucenici, din care a făcut și el parte, ca următor al Sfântului Apostol Petru, Petru care l-a lăsat pe el și l-a rânduit episcop în Cezarea Palestinei, în locul sutașului Corneliu. Toată averea și-a donat-o, pentru că atât de mult l-a iubit pe Hristos, încât s-a lepădat de toate și a devenit episcop în Cezarea Palestinei. Trebuie să înțelegem faptul că fără Harul lui Dumnezeu nu ne putem mântui. Indispensabilitatea Harului Divin pentru mântuire este un alt aspect foarte important, pentru că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și când vorbim despre Har, ce înseamnă Harul lui Dumnezeu? Înseamnă acea energie, acea putere care izvorăște din ființa lui Dumnezeu, care se revarsă peste lume, peste întreaga creație, dar în special omului, în vederea sfințirii și a mântuirii sale. Har care îl ajută pe om să săvârșească binele, să se ridice peste neputințe, peste păcate, peste patimi și astfel să-și schimbe viața, să-și preschimbe păcatele și patimile în virtuți bineplăcute lui Dumnezeu. Câte nevoie avem de Harul lui Dumnezeu! Dăruiește-ne, Hristoase Mântuitorule, așadar, Harul Tău, cum rostim în rugăciunea de la Catistul Mântuitorului Hristos. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu, odată cu Harul lui Dumnezeu vine credința în om. Când vine credința în om? La botez, atunci primește omul Harul Sfântului Duh și atunci este dator omul să pună în lucrare acest Har al lui Dumnezeu pentru dobândirea mântuirii. Dar Zacheu, când s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos, încă nu instituise Hristos taina Sfântului Botez, dar vorbim despre un har premergător ca prim factor care pune în mișcare voința omului de a-L căuta pe Dumnezeu, acel har care mișcă conștiința omului. Dar decizia aparține în totalitate omului, dacă vrea să urmeze lui Dumnezeu sau nu vrea să urmeze lui Dumnezeu, este liber să facă această alegere, ori cu lumea, cu deșertăciunea lumii, cu demnitățile omenești, cu bogății,
și averi sau cu Hristos. Nu înseamnă o incompatibilitate între averi și Hristos, dar omul care începe să-L iubească pe Hristos, în care să ardă acest dor față de Hristos, îl face rece față de toate avuțiile, bogățiile materiale, alte demnități sau slavă de la oameni. Nu, omul acela își dorește numai slavă de la Dumnezeu. Și atât de mare este și mișcătoare este această minune și fapt minunat care s-a întâmplat astăzi, că s-a cutremurat o întreagă cetate cu mai marele vameșilor, primul între ticăloși, păcătoși și hoți, cum ar putea spune, și cum să îl vorbeau pe el și casa lui, s-a întors dintr-o dată și a devenit omul lui Dumnezeu. Nu omul romanilor, omul lui Dumnezeu, da. Și cu siguranță că oprobului public era supus nu numai numele lui, ci și a casei lui. De aceea Mântuitorul Hristos nu l-a mântuit, să spun așa, numai pe el, ci întreaga lui casă. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci Fiul omului, răspunzând Mântuitorul tuturor cârcotașilor care murmurau cum a intrat acesta să se găzduiască la un om păcătos, numai pe vameșul Zaheu, cel mai ticălos din cetatea, numai acolo a găsit să se lășluiască, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Astfel trebuie să înțelegem lucrurile, iubiți credincioși, și dacă ne gândim că avem această chemare sfântă la mântuire și ne-a dat Dumnezeu har în apa Sfântului Botez, să-L urmăm pe Hristos și să punem în lucrare darurile pe care ni le-a dat nouă Dumnezeu, așa cum ne învață Marele Apostol Pavel, cum am ascultat la pericopa apostolică de la 1 Timotei, când îi spune Pavel lui Timotei, ia aminte și nu fi nepăsător de harul care este în tine, care ți s-a dat prin prorocie și prin punerea mâinilor mai marilor preoților. Este vorba într-adevăr de taina hirotoniei, de dumnezeiescul har care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsele împlinește, așa cum se rostește la rugăciunea de hirotonie a unui cleric. Da, trebuie să luăm aminte noi slujitorii sfintelor altare de harul preoției pe care ne l-a dat Dumnezeu și pe oameni să învățăm și cu graiul, dar mai ales cu fapta și cu comportamentul nostru. Ce comportament frumos și delicat și paradigmatic, aș putea spune, a avut astăzi Zaheu Vameșul față de Mântuitorul Iisus Hristos. De harul preoției, dar nu numai preoții sunt chemați să se mântuiască, că nu numai preoții sunt botezați, toți cei care sunt botezați și fac parte din Biserica lui Hristos, și lor li se cuvine aceste vorbe ale Marelui Pavel. Luați aminte și nu fiți nepăsători de harul care este în voi. Așa, iubiți credincioși, să luăm și noi aminte. Să luăm aminte că suntem oameni păcătoși, toți suntem păcătoși. Este adevărat că Dumnezeu iubește mai mult un păcătos merit care se luptă cu păcatele și cu patimile, decât un virtuos care îi se pare că gata, a devenit bineplăcut lui Dumnezeu și este mândru sau arogant. Mai mult iubește Dumnezeu un păcătos merit decât un virtuos mândru. Dar cum trebuie să fim? Ideal este să fim și virtuoși și smeriți și astfel, din ambele puncte de vedere, să fim bineplăcuți lui Dumnezeu și să îndrăznim, chiar dacă suntem păcătoși, că Hristos spune, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. El care spune, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, așa cum rosti și la taina Sfântului Maslu, căci n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și astăzi Mântuitorul spune plenar, în văzul și auzul tuturor, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și El este Fiul lui Avram, că și Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Toți trebuie să ne dăjduim în mila și bunătatea lui Dumnezeu și ce trebuie să facem mai mult decât atât? Să ne schimbăm viața cum și-a schimbat-o vameșul Zaheu. Să săvârșim pocăința adevărată. Pocăința adevărată nu din vorbe sau dintr-o așa predispoziție de a fi bineplăcut lui Dumnezeu din grai. Nu, din fapte. Pentru că vameșul Zaheu a ajuns la fapte, ultima treaptă a pocăinței, fără de care pocăința e incompletă, sau mai bine zis, nu se vădește. Grăim lucruri frumoase, lăudăm pe Dumnezeu, rugăciuni frumoase și înălțătoare, lăudăm pe Dumnezeu prin toate mijloacele și din toată ființa noastră, dar dacă nu ajungem să săvârșim faptele pocăinței, să ne schimbăm viața, să fim buni și virtuoși, atunci pocăința noastră se duce în derizoriu. Avem model, acest model care străbate veacurile și mileniile, Zaheu Vameșul, care prin întoarcerea lui și schimbarea vieții sale și-a schimbat calitatea de vameș, urât și bajocorit de toți, în calitate de apostol, apostol al lui Hristos,
care a plecat în anumit în călătorii misionare alături de Petru și care a fost rânduit episcop în Cezarea Palestinei. El devine un model pentru noi, iar casa lui preînchipuie Biserica lui Hristos, casa în care s-a întâlnit cu Hristos. Haideți să facem și noi locaș sfânt în casa sufletelor noastre, să vină Hristos și în casele noastre. Să-L primim, să-L chemăm, să-L invităm, căci Mântuitorul, putem spune, s-a autoinvitat să intre în casa lui Zacheu. Dar Zacheu l-a primit că l-a dorit, a vrut, a fost interesat, îl apăsa conștiința, îl iubea pe Hristos. Măcar că și auzise de minunile care le-a săvârșit și de minunea pe care a săvârșit-o la intrarea în cetatea Ierihonului, tămăduindu-l de orbire pe orbul Bartimeu. Și-a dorit acest lucru, a căutat mântuirea și a găsit-o. Și noi să ne dorim mântuirea, și noi să o căutăm, că cu siguranță că o vom găsi. Să venim la Biserica lui Hristos, unde îl întâlnim pe Hristos, unde îi spunem toate păcatele, patimile noastre, unde venim și ne spovedim și primim binecuvântare, dezlegare în scaunul spovedanii și binecuvântare, să primim Sfânta Taina Împărtășanie, ca să ne unim cu Hristos și împreună să împărățim cu El în vecii vecilor. Se cuvine, iubiți credincioși, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească în acest gând bun și frumos, să chemăm ajutorul lui Dumnezeu, să punem în lucrare harul lui Dumnezeu în credința nouă la botez, ca să ne fie spre tămăduire sufletească și trupească, spre mântuirea noastră, dar mai ales spre slava Bunului Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Amin.